dacă vreți FIFA Coins Save și la un preț foarte mic, intrați pe u buycom unde găsiți monede pentru consolă PC chiar și FIFA Mobile, iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. a zis cineva informații noi despre FIFA 23. Surciocul este aici, fraților, cu un nou episod. Dar înainte să începem, nu uitați să rupeți masiv butonașul de like, să vă abonați și să vi faci clopoțelul. Sper că vă place uh, genul ăsta de conținut. Dacă vedem susține, bine, că să mai venim cu informații noi. Astăzi, din nou, avem niște transferuri gata realizate și, cum ziceam, informații. În primul rând ce știm? Știm că o să avem cross platform, știm că o să avem next gen, știm data când o să se lanseze la, la finele lunii septembrie. Astăzi discutăm despre data uh, de lansare a jocului beta, 11 august se preconizează uh, de cod beta, știm cum găsim, cum facem rost. Deși până acum beta a fost doar pe consolă, noi cei de pe PC am beneficiat de, de el. Uh, e random, loterie. Loterie, trebuie să ai contul parcă setat pe Marea Britanie sau ceva de genul și poți să primești cod. Nu contează altceva din câte știu eu. Eu am făcut rost că am consolă în casă și mi-au dat băieții din comunitate să teste jocul aproape an de an. Deși m-aș fi bucurat să se dea acces la toată lumea, la beta, nu? nu doar la unii, pentru că cu toții vrem să testăm jocul, nu? Și unii chiar nu se descurcă, nu, nu avem cu toții atâția oameni încât să găsim pe cineva să ne dea și nu. Așa că ar fi frumos ei și porți țină game să dai la toată lumea, da? Ce mai știm? Nu vreau să dau foarte multe informații, că mai trebuie să apară episoade. Băi, mai știm că nou sistem de schimbare a pozițiilor la jucători. Este diferit, la fel și chemistry -ul. și o să vin eu pe episoade viitoare cu niște tabele grafice ca să înțelegeți mai bine. Mai știm și că pentru cei care fac carieră se schimbă din nou toate nebunile pe acolo și o să avem Liga 5 a engleză. Nu știu dacă trebuiau să o bagi anul ăsta FIFA 22, parcă n-au băgat și din câte am înțeles 20 și... Trei o să vină cu Liga 5 a engleză. În câțiva ani o să avem Liga 10 a engleză, frate eu, pentru că, da, Anglia este putere. Păi mai vreau să zic ceva, dar... Uh, uite că mi-a scăpat, dacă îmi aduc aminte, vă, vă, vă spun după ce vedem jucătorii proaspe, proaspăt transferați, Îl avem pe Haaland, care este vedet acestui episod. Super carte. Ma, mai vreau să vă zic că s-ar putea meta de anul ăsta să fie ca meta de la FIFA 19 și Haaland să joace un rol foarte important. Nu știm dacă o să fie el pe copertă. Am discutat și data trecută. Probabil o să fie Kylian Mbappe. Uh, dar... Asta nu contează. S-ar putea să avem meta combinată FIFA 19 cu FIFA 22. Uh, și mie mi-a plăcut FIFA 19 pentru că Ibrahimovic a fost bestie, pur și simplu mergea jocul, aerian foarte bine, șuturile din prima, jucătorii cu fizic erau foarte importanți și Holland prinde transferul vieții la cetățeni. Bănuiesc că o să aibă un 90 rating, a avut 88 la Dortmund, a avut sezon bun, vine în Anglia, cred că o să-i dea 90 cu 91 pace, 92 șut, 90 physical. 84 tripling, aici o mică problemă, 70 pase și aici ar fi, depinde șor pasul cât de mare e, defending-ul relevant 47, dar cred că cartea asta o rezolvi cu un engine, sincer, cu un engine îl rezolvi pe Holland. Eu am ajuns unde vă place cel mai mult și acum vă rog să puneți pauză, să intrați în, în lumea mea, în jocul meu și să încercați să ghiciți aceste patru transferuri. Avem un CDM din costa de Fildes, un de 86, tot un 86 left winger din Italia, 84 center back Brazilia, 83 center midfielder Olanda. Încercați să nu trișați, să vedem câți. Ghiciți, dacă ghiciți 3, aveți procentaje 75%, dacă ghiciți 400%, câte 25% pentru fiecare. iar primul de asta dată este Gravenberg de la Bayern München. Cum ziceam, m-am uitat pe transfermar și parcă l-au luat la jumătate de preț în valoarea lui. Bayern realizează niște transferuri colosale, Masraoui am, am înțeles că a venit gratis. Sadio Mane, valoare 75 milioane și vine pe 30 ceva. Gravenberg, valoare 35 și vine pe 18 sau. Sper să nu crește ceva de genul. S-au mișcat foarte bine nemții și dacă sunt deștepți le și pe Cristiano Ronaldo și câștigă Champions League-ul. Doar că astăzi nu este vorba de Cristiano Ronaldo, nici de Champions League. Hai să discutăm. Cred că o să primească un 83, parcă a avut 78 la, la Ajax. Gravenberch. O carte nice, o carte nice. La început de joc te ajută foarte mult o astfel de, de carte cu 83 pace și 87 dribbling. Foarte bun, foarte bun. -ul. 88, 82 pase, 76 defending și 78 uh, physical. Cred că îl reclesi dintr-un shadow. Nu cred că o să-l joace lumea cu anchor appeal. Pentru că ai nevoie de pace, să aduce 93 pace și 80 și ceva defending physical lui ok pentru începutul jocului. Deci, dacă o să apară, dacă o să primească boost-ul ăsta, va fi și în promoția One Touch, Îl prins pentru că o să fie promoție. La pre-order Joci cu el lejer Mai ales dacă are, un, are și un început bun de sezon, joci cu el lejer două luni Următorul center back cu Brazil, ci Brazul Cian este nimeni altul decât Diego Carlos, care vine și el în Premier League. Premier League e putere, fraților, ca de obicei. De la Sevilla ajunge la Aston Villa. Mie, sincer, îmi place Diego Carlos. Când, cred că acum 2 ani, mulți jucau cu Varan, mie îmi plăcea mai mult Diego Carlos, de a mafia, când era la Real Madrid. Sau acum 3 ani, în fine. Uh, 84 rating pentru el, preconizez eu o carte foarte bună. Uh, deși nu excelează foarte, foarte, foarte bine la capitolul pace, 79 pentru early game e, e ok. 83 defending și 86 physical, 70 dribbling, stă bine și pe agilitate. Pentru un center back 68 pase și 50 shooting, cel mai relevant status. Uh, băi, brazilian de Premier League. Ok, nu-i francez de Premier League, dar și Brazilia are link foarte mișto, mai ales că acum se schimbă. am zis, va fi altfel chemistriu. Deci, e Guță Hasan. Aici o zic cu părere de rău, se pierde un jucător. Europa pierde un jucător. Nu știu cât o să-l joace pe Insinie, pentru că acum e în MLS, nu? la Toronto, s-a dus gratis. Era un jucător bun la Napoli și pentru cei care aveau echipe pe, pe Serie A, doar că na, tot pot să-l integrez cu Italien, cu nou sistem de chemistry și așa mai departe. Eu aș fi vrut să-l văd, nu știu, în au campionat. Poate în Anglia nu, că e fragil, dar în alt campionat, nu știu, în Spania, de exemplu, ar fi fost interesant în sine, da, da, -i. 86, cred că rămâne rating-ul, left winger, rămâne și poziția, bineînțeles. Uh, mulți au dus în MLS și o să mai punem pe episoadele viitoare, nu? Uh, 88 pace, 89 tripping, 84 pasi, 80 shooting, 50 physical, 38 defending, practic... Cam tot ar fi cartea cu mici ajustări la cele șase statusuri și la toate statusurile, că sunt mult mai multe, astea sunt cele șase de pe cartona și cele mai importante la prima vedere, să zicem așa. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, Chessie, care ajunge gratis, Barcelona, după ce și-a luat țepele, le-a învățat să cumpere, să aducă, să achiziționeze jucători liberi de contract. Uh, Chessie, băi, din punctul meu de vedere, un super transfer, mai ales pentru ce, ce înseamnă Barcelona acum. Acum 3 ani chestie nu era un transfer bun, sincer, pentru Barcelona, acum este. 86, o carte foarte nice pentru începutul jocului. Repet, chesie, rămâne chesie. 84, cred că o să primească un bus de plus 2, zic eu. Dacă nu plus 2, plus 1, sigur o să-i dau lui 81 pace, 84 defending, 88 physical, 82 dribbling, 77 shoot și 76 pase. Nu era nevoie să bine zic, dar na. Așa apare în fișa postului, pentru că le vedeți și voi, sunteți băieți deștepți. Uh, dar cum ziceam, trebuie să le spunem. Uh, de, de reamintit e că nu acesta va fi designul promoții One to Watch este realizat de mine, la fel și imagini dinamice, vor fi altele, probabil mai mișto, probabil nu, nu contează, este doar un clip informativ, nu pot să le iau din altă parte pentru că risc să iau strike și cum nu le-a îmi place și mie să, să lucrez cartonașe, mai ales că avem și campionatul de FIFA în care vă aștept. Uh, mai ales când o să avem și cross platform, o să rupem campionat de FIFA. Băi, sper din suflet că v-a plăcut acest material. Uh, Mi-a făcut plăcere să fiu și astăzi alături de voi. Eu am fost, voi ați fost, să sperăm că vom mai fi. Asta este sloganul meu. Și ce pot să vă zic? Până data viitoare să aveți parte de zile însorite. Peace!